Vă salut! Cei care urmăriți canalul meu de YouTube ați văzut că am început la acest proiect. E un ATV pentru copii la care am adaptat un motor. Roata de față la o trotinetă. Aici ai platforma, și aici venea roata din față. În fine, am făcut această adaptare. Lucram mai multe zile. Cadrul acesta de ATV l-am avut cum îl vedeți, doar cu șaua și carenajul, cei aferent. Apoi a, eu am făcut aripi, suporti am a, modificat aici folia, am făcut folie în loc de pinion pentru lanț, bineînțeles, și am montat tot ce a fost de montat de pe trotineta, uh, trotineta electrică. Nu am foarte multă baterie, pe mâine ar trebui să-mi vină încărcătorul. Stă la low. În fine, ca să vedeți o... O mică demonstrație. după cum se vede, astăzi am încercat să-l dau pe copil prin curte cu ea și unde e de -de, de de un pic de zăpadă nu, nu, mai mergea. În fine, nu asta e ideea, ideea e alta. Am... Uh... stai să vă arăt și asta că e tare. <gătă -i> l prim. Ideea e alta. Singurul lucru care mi-a mai rămas să-l fac la acest proiect e... Frână. Aici nu mai încape și copilul, fiind de 4 ani, nu are dexteritatea ca să apese și cu accelerat. aici e prea complicat. Și m-am gândit să o fac cumva la picior. Însă aici sunt în mare dilemă și vă cer ajutorul cum să implementez. Am încercat să găsesc ceva idei pe, pe, pe YouTube. însă majoritatea ideilor care le-am găsit pentru ATV-uri era frână hidraulică, bineînțeles. cu cilindru, cu sistemul hidraulic, cu pedala. În fine, n-am găsit ceva să cumpăr neapărat ca să pot adapta pentru situația mea, că am frână pe cablu și aici cu disc. Deci așa se acționează frâna practic, și. Uh, acum eu sunt într-un impas. Și aș. plasați în comentarii uh, ideile voastre, și eventual uh, găsiți și pe undeva linkul meu cu uh, pagina de Facebook, în caz că vreți să trimiteți uh, o poză sau ceva de genul, o idee la majoritatea videoclipurilor ce le postez ar trebui să fie link înspre, în descriere înspre pagina de Facebook. Însă la videoclipurile care le postez pe telefon, cum ar fi ăsta, nu cred că o să apară automat. Dacă aveți ceva idei, căutați un videoclip mai vechi și în descriere avem, avem link spre pagina de Facebook în caz că vrei să trimitești ceva. Tocmai ce am gătat cu aripile și protecția de la motor și e singurul lucru care mai trebuie să-l fac eu ca să îl pot lăsa pe copil să se dea în voie. Bineînțeles și să-mi vină încărcător care e comandat. Trebuie să-mi vină mâine, sper. Mâine fiind vineri, bănuiesc. În fine. Vă salut, o să apară și videoclip, am filmat-o procesul de uh, modificare, adaptare și alte cele, deci aștepta și clipul, aș fi vrut să fac și frâna ca să fie complet, dar e posibil ca să postez cam cum ar fi acum, cum arată acum.